Spune aici Scriptura așa, versetul 6, că și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți. Acum, ca să înțelegeți pasajul extrem de simplu, să știți, foarte simplu, Petru, citiți versetul 5 și versetul 6 împreună. Zice că Dumnezeu va judeca vii și morții. Și apoi spune că Evanghelia a fost vestită și celor morți. Acum, trebuie să aplicăm sensul cuvântului morți din versetul 5 în versetul 6. N-are cum să însemne ceva diferit la o distanță de propoziție, da? Ascultați. Au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și pe cei care sunt morți acum, nu? E clar, da? La asta se referă. Da? Pe cei care sunt morți acum. Dumnezeu are și judece și pe cei care sunt morți acum, de acord? Aplicați exact înțelesul ăsta la versetul 6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor care sunt morți acum. Corect? La asta a fost. Dacă eu ți-aș spune ție, Radu, eu am predicat Evanghelia străbunicului tău. Radu nu o să înțeleagă că eu azi noapte m-am dus în cimitir. Nu știu unde e îngropat străbunicul lui și m-am și am predicat Evanghelia. Corect? Radu o să înțeleagă că pe vremea când trăia bunicul lui, eu m-am dus și am predicat Evanghelia. Corect? Asta o să înțeleagă Radu. Sau dacă spun eu am făcut școală cu directorul la ANAF. Tu n-ai făcut școală cu directorul la ANAF. Când ai făcut o școală cu el, el nu era director la ANAF. Dar este un mod de a exprima, de a prezenta lucrurile, da? Așa vorbim noi în mod general. Repet, au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și pe cei care sunt morți acum. Și tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor care sunt morți acum. Aplici aceeași interpretare din versetul 5 la versetul 6. Nu poți să schimbi așa după cum vrei. De asta nu există, din punctul meu de vedere, niciun motiv pentru care să intri în niște speculații fără capăt și să spui că s-a dus Domnul Iisus Hristos sau nu știu cine, în timp ce ăștia erau morți să le vestească Evanghelia. Nu există nicăieri vreun alt loc în Biblie în care îți găsiți vreo asemenea doctrină. Da? Nicăieri în alt Biblie. Și dacă, repede, dacă citiți versetul 5 și interpretați cuvântul morți cum trebuie și într-un singur sens în care poți să-l interpretezi, versetul 6 devine extraordinar de clar. Extraordinar de clar, da?